bună! Neața s-a trezit dulceața, deși e după masă. Dă-ți cu reveneală! Dă-ți cu reveneală ca să fie... Ia uite, mă băgam așa, că da, stai cam la valieră, maică. Și ce mi-am adus aminte? N-am mai fost de mult pe post și ai uitat, știi cum e? Da, am uitat cu la valieră, maică, cu d-astea. Cum e viața ta după ce ai dispărut de la televizor? Foarte frumoasă, maică, deci mai frumoasă ca oricând, pentru că știi cum e în televiziune, nu mai știi când ajungi la postul tău și nu mai știi când pleci. Și acum am mai mult timp liber, e mult mai frumos, mă întâlnesc cu oamenii, mi-am deschis propria afacere. Câștigi mai mulți bani acum decât câștigai înainte? Da, Doamne, nici mie îmi vine să cred. Nu? Dar nici nu știu ce să fac cu ei. E bogat, luați-l, da. ai iubit, ai da, partener? Fii atentă că mi-am adus. Partener ca să știm să facem casting. Am o relație de vreo 4 ani. 4 ani. Și are bani mulți. Mamă! Deci m-a dus peste tot. Și mă duce în continuare, ia uzi. Acum ai parte. Glumă, dar acum să intrăm și în magazin. Mama lui Răzvan ne-a oferit declarații exclusive despre fiul ei. Mă bucur să vă cunosc, doamnă. Foarte frumoasă, seamănă băiatul cu dumneavoastră. Seamănă? Foarte tare. Da. Foarte zăpăcită, mama. Foarte zăpăcită. Mama, zică, dar cu cine semeni? Că cu cine semeni? Fii cu tine, mamă, că ești la fel. Acum m-am liniștit. Nu prea te-ai liniștit, lasă, vrea să pară ea, dar nu e, credeți-mi, e la fel de zăpăcită. Când era mic, ce-i plăcea să facă? Cu ce se ocupa? Să vină cu idei în fiecare zi, mi-era și frică. Zic, Doamne, asta cu ce idee mai vine? Așa e și acum. Și prezentam emisiuni. Emisiuni, deci când trebuia să spună la zi onomastice, la o zi onomastică a cuiva, când trebuia să spună cineva o poezie, era primul. Filmează-mă! Ceilalți rușii plăcea de mic în fața camerei. Da, era dezastru. Dar cum a fost copilăria ta? Spune-mi dacă te așteptai să ajungi în punctul ăsta sau dacă dumneavoastră vă așteptați mai degrabă. Nu. Eu am vrut așa ceva, un contabil. Când l-am dus la facultate, dar ce pe mine mă crezi că eu sunt de stat în birou? Familia noastră a trecut prin foarte multe greutăți de-a lungul timpului. Mama a fost singură cu 3 copii, mai am 2 surori. Și vă dați seama că nu a fost ușor și nu ne-am gândit că pot să ajung să lucrez în televiziune. Da, uite că Dumnezeu... Unde a vrut el, acolo a ajuns. El a vrut, de fapt. Acolo a vrut și acolo a ajuns. Mama mea zice la un moment dat că eu întineresc și eu o ajut să fie mereu tânăr, pentru că prin câte nebunii am... Adică câte nebunii am făcut în viață și prin câte încercări prin viața am trecut, mama mea a fost tot timpul în spate și atunci ea zice, tu mă ții mereu tânără. Cu greu, dar știi cum e chestia? Cu toții avem probleme. Dar, în ciuda problemelor și greutăților prin care a trecut în copilărie, Răzvan și-a păstrat întotdeauna optimismul, mai ales după ce mama lui a revenit în România. Când dumneavoastră a stat în Germania, mi-a așa povestit Răzvan. Și acum ați... 20 de ani. Aproape 20. 19. Și ați revenit în România special pentru afacerea pe care a deschis-o Răzvan. Ce să-i fac, nu? Ce poți să-i fac? Cine te iubește control mai mult decât mama? Și sora mea la fel a venit tot din Germania. Da. Pentru că am început dintr-o nebunie, a devenit ceva foarte mare, am simțit că nu mai pot să-l gestionez singur și atunci am avut nevoie de ajutor. Și cine? Și a renunțat la viața ei din Germania și la muncă. Cu ce vă ocupați acolo, dacă pot să vă întreb? Făceam o contabilitate, ceva particular și lucram și la o farmacie online. Deci ca să vezi, a renunțat la viața ei de acolo la tot. Ca să vină aici lângă copii. Da, și am oferit, am fost în Thailand, am dus, am plimbat, pentru că am zis așa. Timpul este foarte scurt. Și atunci am zis, cât mai pot să trăiesc, să o aduc lângă mine și să-i ofer și eu o altă viață, pentru că i-a fost oricum foarte greu, cu tata alcoolic și cu 3 copii. Și cu atâta greutăți, uite, toți avem școală, toți suntem sănătoși, toți suntem pe drumurile noastre, adică și am zis cumva să o răsplătesc. Răzvan Botezatu nu a ezitat să ne spună câți bani a investit în afacerea sa. Cum e într-o afacere, pornești cu niște bani și primul an de obicei... Nu am pornit cu niciun ban, asta e ideea. Niciun, bă, dar cum ai deschis, Răzvan, spune... Cu banii împrumutați de la Simona. Da. Așa. Cu banii împrumutați pe care am plătit chiria pe spațiu ăsta, că aici e cum e mare. Și am cumpărat câțiva saci de second hand de la un depozit. N-avem profit, maică, nu vezi încă joc cu sacreață, cu Corina aici la ușă. Mai aici mai vindem un pachet de șervețele,
o soluție de pete. Așteptăm și noi profitul să vină, dar n-a venit. N-a venit încă. Mai ai de așteptat, dar în Thailanda cu ce ai plecat, domnul Răzvan? A plătit Iubi. Mi l-am învățat de la început. Doamnă, dar cum? Și la magazin spun, toate cumpărăturile plătește Iubi. Ba da? Foarte bine, așa se face. Cum vă înțelegeți cu Iubi? Foarte bine. Din moment ce n-ai prejudecă, să înțelegi bine cu orice om bun. Mama fostului prezentator a vorbit cu lacrimi în ochi despre orientarea sexuală a fiului său. Cum a fost? În clasa 8-a, da, el mi-a dat câteva semne, dar deci nu-ți dai seama. Și în momentul în care a făcut... Când a terminat clasa 8-a, am venit acasă, mi-a spus prin telefon ceva, dar nu înțelegeam. Și după aceea a venit și mi-a spus, mama, așa simți, așa zic, măi, poate te înșeli, zic, nu. Și când am simțit că într-adevăr așa e, l-am dus la psiholog și am suferit foarte mult atunci. Acum nu mai sufer, numai când îmi aduc aminte, pentru el. Deci mi-era indiferent ce gândesc ceilalți sau deci, fost frică de pentru mame, copilul meu să nu mi-l rănească. Neva, atât. Da. Și nu l-a rănit nimeni, că nimeni nu. Și nimic nu se atinge de el. Cred că a și vorbit deja doar să se gândească că te rănește cineva și are lacrimi. Mi-e bine să-i îmbrăti. De unde vrește și Rebecca? Rebecca, ce este în sufletul tău în acest moment? Mă gândesc la mama, să-i teamă. Pentru că ne aflăm într-un magazin second hand, de ce să nu destindem atmosfera printr-un joc? Hai, fii atentă, uite aici este pe mijloc. Așa. Și fa așa și hai. Eu zic stop, da? Sau așa, da? Hai. De aici, da? Hai. Dar alegi și tu una mai mișto, nu? Da, da? Una mai mișto să o aleg. Bam, 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 bam. Stop! Uite, fa asta de stop, o dată. Așa. Așa. Mai, ce e asta? Așa, da, este o mini-juc. Mai încoace, stai așa. Aici. Unde ești? Nu pleca! Stai așa puțin. Stai așa să vedem pe aici în magazin. Stai. Ți-ai plecat. Stai așa, hai. Așa. Așa. Mai departe, acum faci așa, hai. Hai, mergi, 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 mergi. Stop, ia uite-o pe asta. Îmi dă numai ce vrea el. Nu vrea din până, e ceea ce ai ales tu. Mai, asta e o fustă? Da, e un fustă creață. Asta fie treaba ta. Vreau și o fustă ca a ta. Unde e fusta? E pe tine? E pe mine, pute, dar trebuie să-mi ales altceva. Hai, mai departe și acum merge așa. Hai, mai avem mult de asta. Hai, mergi, 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 stop. Gata, și pe asta ai ales-o. Gata, hai să te dezlegăm să vedem ce-ai găsit. Ia, ca să fie treaba ta. Poate primele lucruri pe la ochi. Te frumoasă ești, ia uite. De uite ce are. Ia uite ce are. O cămașă, o rochie și un pantalon. Sunt tare curioasă, o vedem. Ta-n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 a-